Ei, da, bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt binecunoscutul profesor dr. Maneolog Șușanu, mai bine spus maneologul de servici de la stația de manele AMA. Și în continuare vă voi prezenta prognoza Chef de Chef 2006. La București se anunță ploi torențiale cu rovele, deci pregătiți-vă umbrele. Este sfatul meu și al lui Florin Salam. Așa suntem noi bărbații, ne ținem partea ca frații. Fenomenul meteorologic des întâlnit în manele, vijelie, lovește din nou provocând căderi și descărcări nervoase din partea iubitelor, ceea ce ne spune și Liviu Puștiu. La copilul de aur avem o vreme schimbătoare și un cer temporar noros, lăsându-se cu trăznete și fulgere la Brandy. Mergem în Brașov, mai exact la Liviu, unde înregistrăm temperaturi foarte ridicate în zona capului, soasan centimetru, gheață în pahar. Ah! Mergem în Constanța la Costioniță, unde valurile lovesc cu tărie, provocând o ceață densă care se lasă în priviri și se întinde până la Petroșan, la Nicolae Guță. În Timișoara, la Puiu Codreanu, înregistrăm mari inundații cu alcool ale gâtului și ficatului. Mai sus în Arad, la Costel Ciofu, soarele va străluci, dar momentan stă ascuns printre noi. La Vâlcea, Adi și Morgana, cu temperaturi foarte, foarte scăzute în jurul inimii, înregistrându-se în gheț la Drăgășan, la Florin Pește și Play AJ. Cam atât pentru astăzi, v-am prezentat prognoza Chef de Chef 2006. Era să uit, sponsorul emisiunii, AMA, noi facem muzică.